Mințim, zilnic, conștient sau inconștient. O facem pentru a ne proteja, pentru a obține ce ne dorim, pentru a nu răni pe cei dragi, pentru a-i răni pe cei din jurul nostru. O facem, dar merită? Merită să trăim cu conștiința încărcată, cu stresul de a fi descoperiți, cu efortul de a ține minte minciunile anterioare? Chiar avem nevoie de ele? Așa cum zicea Kant, minciuna este întotdeauna odioasă când cineva profită de pe urma ei. Așa că e momentul să se afle adevărul. Care din voi mi-a luat pantalonii? El. Bă, voi sunteți incredibili! Băieți, cum zicea un proverb, minciuna are picioare scurte. Așa cum zicea Kant. Am uitat ce zice Kant. Ce zice? Așa cum zicea Kant. Grasă-te de el, nu mă ține lumina. Hai. Am găsit un coleg nou și dăm examen în Immanuel Kant. Așa cum zicea Kant, minciuna este... Întotdeauna. Întotdeauna. Așa cum zicea Kant, minciuna este întotdeauna. Întotdeauna. Răzvi cum era. Întotdeauna cântioasă. Întotdeauna cântioasă. Cântioasă? Păi bine. Cum era Răzvi? Thank you.